Sunteți într-un moment foarte riscant. Nu mai controlați situația. Sunteți dominați de emoții. Rațiunea voastră este lăsată în urmă și faceți și vă dictează instinctele primare. Fiți sigur că veți face o grămadă de prostii pe care nu o să le mai puteți repara. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este dragostea este un lucru pe care îl poți face tu. Observați că Iisus Hristos face din dragoste o poruncă. Și El spune, vă poruncesc să vă iubiți. Asta înseamnă că eu pot să iubesc pe cine vreau. Eu nu pot să am pasiune pentru cine vreau, dar dragoste pentru cine vreau pot să am. Dragostea este o poruncă a lui Dumnezeu. Nu există nu pot să iubesc persoana aceea. Când nu pot să iubesc o persoană, nu vreau să iubesc persoana aceea. Dragostea se cultivă. Dragostea nu e un sentiment, dragi tinești. Dragostea este o alegere, este o decizie, este un angajament care se exprimă emoțional. Să nu credeți nici măcar o secundă că dragostea este o emoție. Mass media vă învață că dragostea este o emoție. Să nu credeți asta. Nici psihologia psihologia socială, psihologia de specialitate nu spune că dragostea este o emoție. Dragostea este un angajament conștient, personal și voluntar, care se exprimă cald, emoțional. Să nu-mi spuneți că ați fost atras în iubire. Aia nu este iubire. Ați fost atras în păcat, nu în iubire. Următorul lucru pe care vreau să-l spun și asta, probabil că ne va lua tot timpul până la încheiere, este cum ne comportăm în prietenie. Acesta este un subiect pe de o parte neplăcut, pe de altă parte controversat. Sunt predicatori care spun într-un fel, alții care spun în alt fel, eu nu sunt decât unul dintre ei, așa că toată responsabilitatea cade pe tine. Dar pentru că toți suntem împreună, ascultă, te rog, ce vreau să-ți spun. Haideți să ne imaginăm că tu ești prieten cu o fată, ești deja prieten de un an de zile și că deja v-ați gândit să vă căsătoriți la anul când sunteți voi între anul 3 și 4 de facultate. Și pentru că deja sunteți prieteni de un an de zile, aveți deja încredere unul în celălalt, aveți o atitudine de respect, matură, deja v-ați câștigat încrederea unul în celălalt, nu mai aveți suspiciuni și bănuieli ușoare, a fost o vreme de probă de un an de zile și acum aveți o încredere matură unul în celălalt. Și dintr-o dată această relație care devine tot mai apropiată, tot mai strânsă, tot mai încercuită de emoții, vă conduce să stați din ce în ce mai mult împreună, singuri. Și sentimentele voastre vă cer să le exprimați. Și dintr-o dată dragostea de la nivel emoțional, intelectual și spiritual vrea să se exprime și la nivel fizic. Și aici începe povestea. Și băiatul, ca unul care are datoria să încerce, că așa am auzit la bunica, încearcă cele mai nevinovate gesturi fizice la început. Să o atingă într-un fel, să o țină de mână sau într-un fel să înceapă. Și cred că de cele mai multe ori reușește. Și o ține de mână și încearcă o experiență extraordinară în seara aceea. E în al nouălea cer. Se întâlnesc mâine seară și sigur o iau de la început. Se țin de mână. Numai că nu mai are emoția de aseară. Pentru că asta o ai o singură dată. La prima oară. A doua oară farmecul s-a dus. Și atunci ai o singură șansă să mergi un pic mai departe. Și pasul următor este să o îmbrățișezi. O emoție teribilă. Mâine seară, gol. Și atunci mergi un pic mai departe. Și o săruți. O emoție teribilă. Știți povestea. Și așa ajungi aproape de ultimul lucru. Oh, da, aici e prea de tot. Și hai să presupunem că cei doi reușesc să se oprească. Mare lucru dacă se opresc, dar haide să acceptăm că se opresc. Și să plecăm pe drumul acesta alături de voi. Și să întrebăm cât de moral este ce s-a întâmplat. Și acum vă întreb pe voi. Cât de moral este ce s-a întâmplat? Cei mai mulți dintre voi sunteți sau veți fi implicați într-o relație de prietenie. Voi știți că Dumnezeu nu glumește și Dumnezeu este serios și El binecuvintează numai persoanele care trăiesc între limitele voiei sale. Voi știți asta. Știți că nu-L puteți fenta în niciun fel. Știți că n-aveți decât o singură soluție, să trăiți între limitele voiei lui Dumnezeu. De aceea, pentru că voi vreți binecuvântarea,
având acest interes de a o căpăta, țineți neapărat să îndepliniți condițiile pentru ca Dumnezeu, când veți merge la altar, să vă binecuvinteze. Să aveți o viață lungă, fericită, alături de un partener care trăiește doar pentru voi, cu copii sănătoși, cu prosperitate și fericire și cu mântuirea sufletului. Cam asta numim noi binecuvântarea. Ei, pentru ca să o primiți, trebuie neapărat să îndepliniți condițiile lui Dumnezeu. Una dintre ele este ceea ce am discutat puțin mai devreme. Cât de moral este ceea ce am spus puțin mai devreme? Începem ținându-ne de mână și terminăm sărutându-ne. Să nu mergem mai departe. Să zicem prin absurd că ei reușesc să se oprească aici. Și acum ne ocupăm de această poveste care este absolut obișnuită. Cât de moral este ce s-a întâmplat? Vă ascult. Pentru că sunteți la biserică, e imoral. Dacă n-ați fi la biserică și ați fi acolo unde ați fost aseară, n-ar mai fi la fel de imoral. Eu nu vreau să vă jignesc. Eu nu cred despre voi că sunteți copii răi. Eu am încredere în voi, vă iubesc și vă respect. Eu cred în generația voastră. Însă ceea ce vreau să vă spun este, eu am trecut pe unde treceți voi acum. Adevărul este că nu am trecut în calitate de creștin, am trecut în calitate de necreștin. Însă, inima care bate în pieptul tău, dacă ai atâta minte să spui încrederea mea, atunci nu are importanță dacă ești creștin sau nu. Mă crezi? Cât de moral este să ții o fată de mână? Mă refer la o ținere de mână în urma sentimentelor de dragoste, de iubire. Nu mă refer la ținerea de mână că a ajuns pe cineva să iasă din groapă. Cât de moral este? Cât de moral este să îmbrățișezi o fată în urma unei emoții puternice de a o avea lipită de trupul tău? Cât de moral este asta? Voi ați auzit oameni care spun, nu-i nicio problemă dacă nu ajungi la păcat. Dar ați auzit și oameni care spun, asta este păcat. Ce credeți voi? Dragii mei, voi nu faceți ce spun eu, voi faceți ce credeți voi. De aceea este cel mai important ce credeți voi. Ce credeți voi? Cât de moral este să săruți o fată? Pentru că oricum ne căsătorim peste 2 săptămâni. Și restaurantul e închiriat. Totul este pregătit și invitațiile sunt date. Cât de moral este să faci asta? Eu țin neapărat să împărtășesc cu voi această problemă, chiar dacă Biblia, la acest capitol, în aparență nu ne ajută foarte mult. În mod direct, adevărat, nu ne ajută, dar în mod indirect, probabil că veți constata că ne ajută. Haideți să o luăm de la capăt. Versetul de la care vreau să plec este din prima Evanghelie, al 5-lea capitol. Versetul 28. Cine se uită la o femeie cu intenția să o poftească în inima lui, a și prea curvit cu ea. Cine se uită la o femeie cu intenția să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima ei. Și acum vreau să vă întreb. Între curvia fizică și între curvia morală de aici, adică privești o fată, o femeie și îți imaginezi păcatul, asta e curvie morală. Este vreo diferență pentru Iisus în Matei capitolul 5, versetul 28? Nu. Trebuie să recunoaștem că nu. Nu este nicio diferență. Aici, El nu face nicio diferență între imaginația păcătoasă, murdară, între stimularea poftelor firii prin vedere. Aceasta se numește incitare. Adică privești imagini care te incită. Privești imagini care spun hormonii la lucru și atunci ești atras în mod păcătos de nevoia de a avea o relație intimă cu cineva. Și începi să-ți imaginezi în mintea ta cum ar fi. Și pleci de la zestrea de imagini pe care o ai. Aici te ajută zestrea de imagini. Dacă n-ai o zestre de imagini, nu poți să faci asta prea bine. Dar dacă ai o zestre de imagini luată din reviste pornografice, din filme pornografice, din pornografie în general, atunci asta te ajută din plin. Și ai o imaginație foarte bogată, foarte creativă. Pentru că zestrea aceea de imagini murdare pe care le-ai închițit în subconștientul tău, alea sunt salvate de memorie, de funcția memoriei și nu o să le poți niciodată uita. Niciodată. Alea le bagi acolo și alea te ajută. Și acum, haideți să o luăm de la capăt. Imaginați-vă prietenii aceștia
care într-o împrejurare rămân singuri. Sunt într-un parc, într-o scară de bloc, într-o mașină sau nu mai știu pe unde. Și ajung să-și permită, se țin de mână, se îmbrățișează și se sărută. Vă întreb, există posibilitatea sub soare pentru un om viu și sănătos din punct de vedere biologic, emoțional și intelectual să strângă în brațe o fată, să o sărute, să o înconjoare cu iubire și să nu poftească la maxim? Există această posibilitate? Cineva zice da. Toți cei care au făcut asta vreodată știu că răspunsul este nu. Nu da, este nu. Oricine îmbrățișează o femeie, o îmbrățișează pentru că el are probleme cu hormonii lui și pentru că simte să o atragă spre el și simte să ajungă de fapt la capătul acestui proces de gesturi. Atunci când îți îmbrățișești sora sau mama, este adevărat, gândirea ți este curată și nu poftești și nu gândești nimic păcătos. Însă când iubești o fată, când îți permite să o strângi în brațe, atunci gândești și poftești cu toată puterea sufletului tău un singur lucru, pe ea. Cel mai puternic instinct al omului este instinctul sexual și cel mai puternic organ sexual al omului este creierul. Acestea sunt lucruri descoperite de știință și probate, confirmate de practică. Orice băiat care își permite o relație fizică abundentă, emoțională, de genul acesta, el o poftește din plin pe fata aceea și invers. Cele mai puternice instincte din existența lui se pun în mișcare și în clipa aceea el o poftește cu toată puterea sufletului lui. Acesta este un mecanism care trebuie folosit în familie. Iertați-mă că pentru câteva minute o să devin puțin mai impudic. Haideți să ne imaginăm ce rost are aceste instincte și procedurile acestea lăsate, mecanismele acestea lăsate de Dumnezeu în familie. Imaginați-vă o familie proaspăt căsătorită sau nu neapărat proaspăt căsătorită. Cum se derulează la modul general o relație intimă? O relație intimă, dincolo de gestul fizic al ei, are o parte de început numită sunteți cei mai nevinovați oameni pe care i-am cunoscut cumva. Numită preludiu. Preludiu înseamnă ceva înainte de lucru cu pricina. Preludiul acesta îl face bărbatul pentru soția lui datorită următorului motiv. Bărbatul este înzestrat de Dumnezeu cu o parte a creierului lui, numită hipotalamus, care secretă o adrenalină specială pentru funcțiile sexuale. Uitați ce vreau să spun. Să nu vi se pară deloc jenant, pentru că noi avem nevoie de acest sistem de educație. Înțelegând mecanismul, vom pricepe cum funcționează și vom reuși să controlăm situația, nu să cădem pradă lui. Bărbatul, cu o parte din creierul lui numit hipotalamus, în care este ca o pungă ce secretă adrenalină, are următoarea funcție. Prin vedere se excită. Și excitându-se, el este pregătit pentru relația intimă. Soția, neavând funcția aceasta dezvoltată a hipotalamusului, ea are nevoie să fie stimulată manual. De aceea, rolul soțului este înainte de relația fizică, înainte de relația intimă, să aibă un timp de preludiu în care își mângâie soția, în care o îmbrățișează, o sărută, are un moment de intimitate înainte de actul intim. Un moment de gingășie deosebită. E, în timpul acesta, pentru că el îi mângâie trupul, femeia, ca și bărbatul hipotalamusul, are niște senzori în trupul ei și când este mângâiată pe fondul gestului de iubire, în liniște, într-un loc și într-un timp special, ea se excită. Dar ea se excită datorită mângâierilor lui. Ăsta este rolul preludiului, să pregătească femeia în calitate de soție, o pregătire făcută de bărbat în calitate de soț, doar în interiorul familiei. Doar pentru asta există mângâierile.
Doar pentru asta există sărutul și îmbrățișările. Pentru că ele înseamnă pregătirea partenerului de viață, pregătirea soției pentru actul intim. Actul intim pentru bărbat poate fi și pur fizic. Pentru femeie, actul intim este mai mult decât actul fizic. Pentru ea este ceva ce trece prin sufletul ei. De aceea ea are nevoie ca soțul ei să o pregătească pentru actul fizic. Și acum revenim la prietenia, abandonând experiența din familie. Ce vrei tu, scumpuțule, să faci când o tot mângâi pe fata asta și știi bine că tu nu ai voie să ajungi cu ea la actul fizic? Tu nu faci altceva decât toți hormonii ei să se ridice și să vrea un singur lucru, timpul în care ai dă-i de mult vor asta. Ce vrei să faci? Explică-mi mie. Unde vrei să ajungi? Ce rost are mângâierea? Ce rost are sărutul? Ce rost are îmbrățișarea? Când toate aceste lucruri sunt preludiu a actului intim. Dar tu nu vrei să ajungi acolo, că tu nu ești căsătorit cu ea și tu nu ai voie să ajungi la relația sexuală. Atunci, de ce o pregătești pentru relația sexuală? De ce te pregătești pe tine pentru asta? Să spun de ce. Ești atât de nepocăit și atât de imatur, încât vrei măcar o bucățică din plăcerea pe care nu poți avea. Și știind că nu poți avea plăcerea sexuală, o tot amâni sperând că n-ajungi acolo, dar te bucuri cu firimiturile ca femeia din Sirofenicia. Și-ți permiți gesturi care te satisfac. Însă aici intervine o problemă. Legea insuficienței permanente. Care spune așa. Ce te satisface astăzi nu te mai satisface mâine. Trebuie să recunoașteți că hainele care v-au satisfăcut alaltă când ați dat o groază de bani pe ele, astăzi nu mai vă spun nimic. Din potrivă, vi s-a mutat privirea într-o altă vitrină. Băieți, mașina care pentru voi era grozavă acum 2 ani când ați cumpărat-o, astăzi e orabilă și vă uitați după alte mașini. E, așa se întâmplă și în relația aceasta de prietenie unde îți permiți manifestare fizică. Se întâmplă următorul lucru. Ceea ce te satisface astăzi când îți permiți atingerea și manifestarea fizică, mâine nu te mai satisface. Astea sunt lucruri deja făcute și trebuie să mergi mai departe. Și trebuie să mergi mai departe. Și într-o zi vei ajunge la capătul drumului, nu? Scumpii mei, orice băiat și orice fată care are puțină minte înțelege următorul lucru. Băiatul încearcă pentru că funcția hipotalamus îl incită, iar el, pentru că nu se poate stăpâni, vrea să fie satisfăcut prin fată. Când el îți spune te iubesc, de fapt el îți spune mă iubesc pe mine atât de mult încât vreau să mă satisfac cu ajutorul tău. Fetelor, credeți-mă că asta este toată povestea. Vă rog să mă credeți. Un băiat este excitat prin faptul că te vede, prin faptul că îi permiți un pic să pună mâna pe tine și atunci el vrea să aibă plăcerea lui, dar el nu poate să o aibă singur. Și pentru că se iubește pe el atât de mult încât vrea să se satisfacă, te folosește pe tine ca pe un instrument al satisfacției lui. Asta este toată povestea. Adevărul este următorul. Bănieții, din punct de vedere biologic și firesc, n-au nicio limită a poftei lor. Pentru că funcția hipotalamus intră în muncă imediat ce el vede o fată care îl atrage prin ceva anume din punct de vedere sexual. Dacă nu e duhovnicesc să se înfrâneze prin funcția Duhului, numită înfrânarea poftelor, atunci de aceea băieții se uită pe stradă după fete, pentru că în timpul acela el, luând imagini cu fotografia numită ochiul, le stochează și la nevoie le folosește pentru autosatisfacere. Un bărbat înfrânat și pocăit nu-și va permite să privească picioarele unei femei sau sânii sau șoldurile sau alte părți care îl incită și își va muta privirea cu funcția Duhului care locuiește în el și își va muta gândirea, sistemul de gândire și sistemul de emoție și se va înfrâna să deruleze în mintea lui imaginea sexuală, adică păcatul moral. Vă întreb, băieți, câți dintre voi reușiți să faceți asta? Aici sunteți voi acum. Asta este toată pocăința voastră. Vreți să mă credeți că asta este toată pocăința voastră? Eu sunt băiat și vă înțeleg. Asta este toată pocăința voastră. Ce sunteți la capitolul acesta, atât sunteți de pocăiți. Atât sunteți de pocăiți. Ce gândiți voi în mintea voastră? Ce vedeți voi cu ochii voștri? Ce imagini vă permite să luați? Sunteți niște fotografi ambulanți în viața aceasta. Ce imagini vă permite să luați? Imaginile astea le stocați.
Și tot timpul vă vor urmări picioarele acelea care vă predispun la tot felul de păcate. Tu trebuie să fii un bărbat înfrânat. Dar dacă Duhul Sfânt nu locuiește în tine, de unde înfrânare? Pentru că omul, prin capacitatea lui biologică, n-are capacitatea să se înfrâneze. Dimpotrivă, Solomon spune să duce ca boul la măcelărie. Asta scrie în Proverbe. Zice, am văzut un tânăr neîncercat și o drăguță care l-a ademenit. Hey! Și se duce ca boul. Ca boul se duce. N-are capacitatea să spună nu. Pentru că hipotalamusul a intrat, asta este o otravă. Știți când funcționează asta? Hipotalamusul este o otravă care dă putere octanică la sânge. Băieții înțeleg că ei sunt cu mașinile și cu cilindri, pistoane, că ai putere și așa mai departe. Benzina e de mai multe feluri. E o benzină de aia puturoasă care mașina merge. Dar e și benzină din aia din avion care merge. E, asta are cifra octanică mare. E, sângele este benzină din aia puturoasă. Când intră adrenalina, devine... Și atunci când vezi un lup care umblă să te mănânce, care încearcă și te roagă frumos să-i dai voie să te mănânce, de frică, adrenalina intră în sânge și sângele se otrăvește și viteza de reacție a sistemului nervos este de multe ori mai rapidă. Și când fuge omul de frică, e campion. Ei bine, când intră bărbatului adrenalina în sânge pentru că este excitat prin vedere, bărbatul se excită prin vedere, femeia prin mângâiere, atunci el începe să treacă la lucru și face lucru în funcție de înfrânarea lui. Dacă el nu e înfrânat, ți-ai luat un prieten neînfrânat, să știi că tot timpul va vrea să te mângâie și să te ciuciulească. Iartă-ne expresia, dar ăsta e termenul care definește ceea ce se întâmplă. Tot timpul va încerca să facă asta. De ce? El e atât de nepocăit încât nu se poate stăpâni. Și acum îți spun o întrebare. Dacă tu te căsătorești cu individul ăsta și va lucra la o benzinărie și va avea o colegă, te întreb eu, dacă nu s-a putut abține cu tine în seara asta când ați fost prieteni și știa că e păcat ce face, se va abține cu colega lui dacă îl va lăsa să o mângâie? Ascultă-mă ce spune fratele lui, nu se va abține. Nu se va abține. Și ce a făcut cu tine când n-avea voie să facă, va face cu colega lui când n-are voie să facă. Își mută centrul atenției de la tine că s-a plictisit după 2-3 ani și își mută centrul atenției la o nouă achiziție care a devenit colega lui de lucru. Dacă n-a fost matur cu tine, cine îl va maturiza în următorii ani? Dacă nu s-a putut înfrâna cu tine, crezi că se va înfrâna cu ea? Și tu singură te căsătorești cu un astfel de bărbat. De ce? Pentru că și ești ca el. Iartă-mă, te rog, dar eu vreau să te ajut. Te rog frumos să înțelegi că un astfel de băiat n-are ce căuta în viața ta. Tu nu vrei să te căsătorești cu un astfel de derbedeu care vrea să te folosească ca pe un obiect pentru plăcerea lui. Dacă un băiat e matur și te respectă, el se va înfrâna. Nu-ți permite să te căsătorești cu un neînfrânat. Nu-ți permite niciodată. Pentru că neînfrânat va rămâne până la capăt. Nu-ți permite. Acceptă un băiat care are atâta putere din Duhul lui Dumnezeu încât să se oprească. Care are atâta putere din Duhul lui Dumnezeu încât să te respecte și să te iubească. Și să te păstreze până la momentul potrivit și să intre în binecuvântarea lui Dumnezeu alături de tine. Nu atrage blestemul lui Dumnezeu asupra ta printr-un băiat care nu se poate opri. Și acum ne mutăm la fete. Dragile mele, fetele au un sistem de protecție. Cineva acolo în spate, sigur un băiat, probabil, sunt doamne de putere. Sistem de protecție numit lipsa funcției hipotalamus. Să știți că n-am vrut să spun ce ați înțeles. Eu am vrut să spun doar ce am spus. Dacă și fetele ar fi reacționat hormonal la viața sexuală ca și băieții prin hipotalamus, a fost un dezastru de un miliard de ori mai mare decât este astăzi. A fost imposibil să trăim. Și imposibil să ne abținem. Dar femeia are un sistem de protecție. Adică, prin vedere, ea nu este excitată. Și așa că băiatul, când este excitat, prin ce vede, ea stă liniștită. Dar ea stă liniștită până în momentul în care îi permite băiatului să o mângâie. În momentul în care ea îi permite băiatului să o mângâie, sistemul ei de alarmă este anulat. Sistemul ei de protecție este pus jos.
și ea devine vulnerabilă, deschide ușa. Și nu se mai poate opri, că pentru, prin mângâierile care o excită, și ea se ridică și nu se mai poate opri. Și funcția rațiunii este anulată de emoțiile puternice. Nu uitați! Emoția sexuală este cea mai puternică dintre emoțiile pe care un om le are. Mai puternică decât frica, decât instinctul de foame, de odihnă sau de sete. Mai puternic decât instinctul matern, decât orice. Dacă tu, ca fată, îi permiți băiatului aceluia să te mângâie, pe lângă faptul că permiți unui neînfrânat să facă asta, tu îți distrugi sistemul tău de protecție. Peste 5 minute nu o să mai poți spune nu. Și chiar dacă o să poți spune nu, nu faci nimic și-i cazi în brațe. Și într-un astfel de moment de neatenție, pierzi tot ce ai. Dragi băieți, acum vreau să vă spun ceva. Fata asta care ți-a căzut în brațe și n-a zis nimic, n-a zis nu. Și tu crezi că te iubește și că o iubești. Tu nu înțelegi că așa cum ție ți-a căzut în brațe, atât de simplu și de ușor, dar cu o poezie de o strofă, nu înțelegi că la fel îi va cădea în brațe și fost viitorul ei șef? Că ăsta este stilul ei. Ăsta e materialul din care e făcută. Atâta minte are. Nu poate să spună nu. E cu ochii pe prostii. Nu știu sigur dacă cuvinte atât de grele trebuie aplaudate, însă vreau neapărat să vă spun, fetelor, că voi aveți o mare responsabilitate. Băieții au responsabilitatea datorită maturității spirituale, o singură șansă au, maturitatea spirituală. Maturitatea spirituală îi va înfrâna emoțiile lor păcătoase și hormonii care cer păcatul. Și dacă ei totuși n-au înfrânarea aceasta și se duc la fată și datorită calității de prieteni încearcă să o mângâie, atunci fata trebuie să aibă atâta minte să nu-i permită să facă asta. Dragele mele, nu permiteți la băieți neînfrânați să vă mângâie, pentru că nu mai aveți niciun sistem de protecție și veți deveni niște victime în mâna lor și degeaba o să vă pară rău. Nu mai este nimic de făcut pentru voi. Nu-i lăsați să vă atingă niciodată. Prietenia nu implică manifestare fizică. Prietenia implică manifestare emoțională, manifestare intelectuală, manifestare spirituală, dar niciodată manifestare fizică. Manifestarea fizică este doar pentru căsătorie. Ansamblul acesta de manifestări fizice sunt preludiu pentru căsătorie, înaintea actului intim. Tu care ești implicat doar în prietenie sau în logodnă, de ce faci lucruri care ar trebui să le faci mai târziu? Ca să poftești? Să fii un păcătos, un curvar moral în fața lui Dumnezeu și mai apoi vii să plângi și să te rogi la tabără. Dragul meu prieten, lasă-mă în această dimineață să-ți spun că tu ești într-o situație foarte periculoasă. Un om care se face vinovat de curvie morală în fața lui Dumnezeu vine mai apoi să se roage, să cânte și să pretindă că este născut din nou. Dacă tu ai fi născut din nou, nu este așa că ai fi plin de Duhul Sfânt. Dacă tu ai fi plin de Duhul Sfânt, nu e așa că înfrânarea poftelor s-ar manifesta prin tine și hormonii tăi care cer păcatul și care cer trupul femeii de lângă tine, nu este așa că ai lăsat-o în pace și te-ai mulțumit doar cu soția ta, iar dacă nu ai, ți-ai aștepta vremea hotărâtă de Dumnezeu? Greșesc eu cum spun aceste cuvinte? Amândoi știm că nu greșesc. Iar dacă tu ai fi o fată pocăită, ți-ai permite tu drept prieten un derbedeu care încearcă să te folosească pentru plăcerea lui și mai apoi să spună la prietenii lui, haha, am făcut-o, a fost ușor. O strofă. Asta spune. Pentru că o persoană care nu te respectă și nu-ți respectă trupul și demnitatea de virgină, eu te asigur că te va trăda și va spune prietenilor lui despre achiziția și aventura lui. Eu îți garantez că te va spune. Apoi, tu nu vei mai avea liniște niciodată. Multe fete au mers la păstori pentru că n-au putut să mai suporte apăsarea conștiinței datorită unei aventuri sexuale pe care au avut-o în afara căsătoriei sau înainte de căsătorie. N-au mai putut să suporte. Au simțit că sunt prinse într-o menghină, conștiința își făcea slujba și au mers și au mărturisit. Au mers și au mărturisit. Iar băieților nu le-a păsat. S-au mutat dintr-o parte în alta, iar i-a rămas cu rușinea. La un băiat nu se cunoaște nimic, nu rămâne însărcinat, și aproape că nu-i nicio problemă datorită prejudecăților sociale. Dar pentru o fată este o rușine teribilă. Cine se mai căsătorește cu tine? Un băiat serios și pocăit? Ce șanse mai ai tu pentru viața ta? Unde sunt visele tale frumoase cu nuntă frumoasă, cu mașină, cu prieteni,
cu haină, cu haina aceea de mireasă, unde sunt toate astea? Le vinzi pentru o clipă de plăcere. Ai tu minte când faci asta? Ești tu fată serioasă și pocăită când faci asta? Spune-mi, aș fi fost eu cinstit și responsabil dacă nu ți-aș fi spus aceste cuvinte? E sănătos un doctor care vede că tu ai cancer și nu-ți spune, că tu ai problemă cu apendicul și trebuie operată imediat, altfel o să ai probleme grave și nu-ți spune, că ai puroi la mosea și nu-ți spune, este ăla un doctor serios, te respectă și te iubește? Dragii mei, eu n-am venit să vă jignesc. N-am venit să credeți spre voi că sunteți niște derbedei și nici să vă stric tabăra. Să vreau să vă spun că oportunitatea pe care o aveți să începeți cu Iisus este unică și este extraordinară. Nu vă vindeți relația cu Dumnezeu pe o plăcere care rămâne în urmă și nu urmează decât un chin teribil al unei conștiințe de care nu mai scapi niciodată, al unei mânii a lui Dumnezeu care te va urmări peste tot și niciodată nu o să mai ai pace și liniște. Niciodată. Niciodată nu o să mai ai putere și autoritate să faci o slujbă. O să fii un învins înainte de a începe meciul. Eu vreau să te rog, profitând de clipele pe care le am, vreau să te rog să nu faci asta niciodată. Dacă vrei să-ți faci un prieten, fă-ți-l numai dacă vrei să te căsătorești. Fă-ți-l numai atunci când vrei să te căsătorești. Fă-ți-l numai cu scopul să-l cunoști pentru căsătorie. Ia-ți timp suficient. Nu-ți permite o prietenie de o lună, două. Într-o lună, două nu poți cunoaște un om. Lasă o prietenie de un an de zile, dar nici prea lungă ca să-ți permiți prea multe și să ajungi la prostii. Dar ia-ți o prietenie de un an de zile și cunoaște-l bine, și cunoaște-l bine. Vezi ce se ascunde în spatele cortinei. Și în această perioadă, fă un angajament cu el sau cu ea. Dacă vreodată vei trece dincoace de Iisus care stă între noi, noi spunem că nunta se face în trei, funia împletită în trei, mireasa, Iisus și mirele. Așa spunem noi. Scumpii mei, și prietenia este la fel. Prietenul, Iisus și prietena. Întotdeauna când stai lângă prietena ta, Iisus este între voi. Pune problema așa și tu și ea. Gândește așa. Și atunci niciodată nu o să-ți permiți să treci dincolo de el, să o săruți, să-i faci propuneri murdare, să-i spui că nu mai poți să rabzi de parcă n-ar fi problema ta și-ar fi a ei. E problema ta să te abții, bărbate. Asta va trebui să faci în fiecare zi, nu doar acum. Ce mare ispravă că te abții, asta e problema ta. Biblia spune că atunci când faci ce trebuie, ești doar un netrebnic, ești un păcătos, ești un rob. Care e problema? Asta trebuie să faci până mori, să te abții. De la țigări, de la alcool, de la păcate sexuale, de la destrăbălare, de la pornografie. Tu ești un luptător pentru Iisus. Tu trebuie să ai demnitate. Tu trebuie să spui nu la orice tentație păcătoasă. De ce îi spui că nu mai poți să rabzi? Asta e problema ta. Dragii mei, aici sunteți chemați voi. Cum să te căsătorești? Întreabă-L pe Dumnezeu. Cu cine să te căsătorești? Roagă-te lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu, stai de vorbă cu păstorul tău, stai de vorbă cu părinții tăi, însă ține minte, singurul care ia decizia ești tu, nu Dumnezeu ia decizia pentru tine. Ascultă-mă bine ce-ți spun în această zi. Eu știu că risc, spunând aceste cuvinte, să fiu neînțeles de alții și să fiu criticat, dar asta face parte din riscurile slujbei mele. Dar îți spun ție astăzi, nu Dumnezeu ia decizii pentru căsătoria ta, tu ei. Tu alegi cu cine să te căsătorești. Tu alegi. Tu ești responsabil pentru căsătoria ta. Dumnezeu doar te îndeamnă. Dumnezeu te împinge, te determină, te motivează. Dar tu spui da sau nu. Tu ești responsabil. Părinții au rol consultativ, nu executiv. Nu există instanță executivă în afară de tine. Numai tu poți executa, nimeni altcineva. Oricine are instanță consultativă, adică e doar pentru consultație. Nimeni pentru execuție, numai tu. Însă întreabă-L pe Dumnezeu cu cine să te căsătorești. Roagă-te și postește. Spune: Doamne, mă simt atras de mai multe persoane și nu știu ce să fac. Una mă atrage în felul acesta, alta în felul acela. Doamne, te rog, spune-mi tu care ar fi cea mai potrivită pentru mine. Eu sunt dispus să las problema aceasta în mâna ta. Doamne, găsește o soluție să-mi spui. Întreabă-ți părinții, verifică prin ei, ei au trecut pe unde treci tu astăzi. Întreabă-ți păstorul, el e un om care are experiență în domeniul acesta. Întreabă bărbații maturi și în vârstă din biserica ta. Stai de vorbă cu oamenii pe care îi respecti și care vezi maturitate spirituală în ei. Nu te grăbi să faci pasul acesta, că e ușor să-l faci. E cel mai simplu de făcut, dar după aceea este foarte greu de dus cu demnitate și cu sfințenie. Aș vrea în această seară, în această zi, în această amiază, să mă rog pentru voi.
să aveți demnitatea unei prietenii, cu limite, unei logodne cu limite, pentru ca viața voastră de cuplu, de familie, de căsnicie să fie fericită. Scumpii mei, faceți ceva pentru viitorul vostru. Faceți ceva pentru familia viitoare care vă stă în față. Nu vă mulțumiți cu emoții ieftine. Acesta este sfatul lui Dumnezeu. Fugiți de curvie morală. Fugiți de manifestări fizice care vă satisfac pe moment și mâine rămâneți cu nimic, doar cu condamnarea și cu mânia lui Dumnezeu. Fiți neprihăniți. Dacă ești aici tu, dragul meu sau draga mea, care ai ajuns deja prea departe și care stai năuc sau năucă pe bancă și pentru tine e prea târziu, ascultă-mă bine. Pentru tine mai există o șansă. Oriunde ai ajuns, pentru tine mai există o șansă. Tu nu poți ajunge atât de departe încât să nu mai există o șansă pentru tine. Însă tu trebuie să te acrezi de șansa aceasta. Trebuie neapărat să-i mărturisești lui Dumnezeu păcatul tău. Trebuie neapărat să nu-l mai mărturisești nimănui. Ascultă-mă bine ce-ți spun. Trebuie neapărat să-l mărturisești lui Dumnezeu. Trebuie neapărat să nu-l mai mărturisești nimănui după aceea. Trebuie neapărat să te oprești în al treilea rând. Să te duci la persoana cu care încă mai ești în relația aceasta și să-i spui următorul lucru. Îmi pare rău pentru ce am făcut cu tine. Astăzi este ultima zi când te mai văd și când mai vorbesc cu tine. Te rog frumos să nu mai mă cauți niciodată. Și te rog frumos să mă lași în pace. Dacă vă puteți căsători, atunci căsătoriți-vă. Dacă nu, opriți-vă. Dacă totuși nu ai soluții, nu știi ce să faci, du-te la un pastor în care ai mare încredere și spune-i despre problema ta, însă spune-i doar unui singur om, niciodată la doi. Pentru că este atât de ușor să se audă și să te compromiți și să fugă oamenii de tine ca de râie. Pentru tine există o soluție dacă ai ajuns prea departe. N-ai avut minte, n-ai avut Duhul Domnului în tine, te-ai grăbit și ai făcut prostii. Dar pentru tine mai există o șansă. Indiferent unde ai ajuns, pentru tine mai există o șansă. Dar tu trebuie să te oprești în această zi. Du-te la prietena ta și la prietenul tău și spune așa. Nu știu dacă tu ai auzit ce am auzit eu, dar vreau să stăm de vorbă 5 minute despre relația noastră. De astăzi înainte, tu vei sta până în ziua anunții la o jumătate de metru de mine, pentru că între noi va sta Iisus Hristos. Dacă vrei să continuăm așa, te iubesc și te respect. Dacă nu, să mă lași drept în pace. Spune-i asta și păstrează de pe tine pentru fericirea ta și pentru relația ta spirituală cu Iisus Hristos. Dumnezeu îți va pregăti o persoană care te va iubi și te va respecta suficient de mult ca să se împlineze până în ziua anunții. Iar mai apoi te va iubi așa cum aștept să te iubească. Scumpul meu, fă așa și vei fi fericit. Libertinajul acestei lumi care vine din lume nu ți-aduce fericirea, nu te satisface și nu-ți oferă plăcere. Aș vrea să ne rugăm Domnului din nou. Pentru că la ce folos să învățăm pe oameni ce să facă dacă nu le dăm puterea prin rugăciunea de a sta în prezența lui Dumnezeu să facă ceea ce știu că trebuie. Aș vrea în această zi să te rogi tu personal și în gândul tău, fără să se audă cu voce prea tare, să-i spui lui Dumnezeu despre toate manifestările fizice pe care ți le-ai permis până astăzi. Pentru toată pornografia, pentru toată autosatisfacerea, pentru toate manifestările fizice cu fosta sau cu actuala ta prietenă sau prieten, pentru toate intențiile tale păcătoase, pentru toate aventurile tale să-i ceri iertare lui Dumnezeu. Și să-i spui, Doamne, mi-e așa de rușine de ce am făcut. Atât de devreme am făcut o grămadă de prostii. Vreau în această zi să mă ierți. Eu știu că tu mă iubești suficient de mult să mă ierți. Eu știu că tu poți să mă ierți că ai murit pentru mine. Însă am atâta nevoie să nu mai repet păcatul acesta. Pentru asta, ajută-mă să mă țin departe de el. Scumpii mei, dacă eu stau aici, risc să cad. Dar dacă eu stau aici, nici dacă sunt beat, nu mai cad. Că n-am cum. Cad aici, dar nu cad acolo. Nu vă apropiați niciodată prea mult. Pentru că dacă o să alunecați, alunecați în groapă. Dar dacă stați unde trebuie, chiar dacă alunecați, nu se întâmplă nimic, pentru că alunecați pe pământ și vă ridicați din nou. Nu știu ce simți în inima ta în această zi, foarte probabil că te simți vinovat și că vrei să simți libertatea din nou și simțământul că ești iertat de Dumnezeu. De aceea vreau să ne rugăm Domnului împreună și să cerem sângele Domnului Iisus peste viața noastră. Implorați sângele Domnului peste generația noastră și rugați-L pe Iisus să vă dea o viață de familie fericită și demnă. Haideți să ne ridicăm împreună și stând înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm și Harul Său să fie cu noi cu toți. Ne rugăm împreună Domnului. Stăm înaintea Tatălui închinat.